Noi vă să rădemi. Am crezut în eliberarea, în viitorul. Борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы! Рабочей крестьянской революции! Совершилось! This is the voicemail of drumming. Please leave the message after the beep. Trăiesc cu frică? Cânt și cum. Uneori așa, uneori mai tremuram. Dar de la ce vine acea frică? Că nu se poate să vorbești orice. Să nu te audă cineva. Să nu-ți spună că ești naționalist sau alt. Acolo să-ți spună... Îmi povestească soțul dumneavoastră, citea literatură românească, ascuns sub patul de la cămin, da? Sub pat stătea acel care îi trăda. Ah, deci exact invers. Da. Cei care îi trăda, cei stăteau sub pat, îi ascultau ce spune despre Eminescu și alți scriitori, chiar și pe Creangă. Tot. El comentau, era tot nu prea bine. Doamna Bădiu, dar vorbeați cu vecinii, aveați libertatea asta de a vorbi cu vecinii sau nu prea? Ba, da, vorbeam, dar vecinii noștri era așa un pic indiferent de situație. N-aveau ei de ținut în undeva, în ascunziș ceva. Dar de ce se spune că omul din Uniunea Sovietică vorbea de obicei la bucătării? Toate secretele, toate bancurile interzise se spuneau la bucătării. De ce? Pentru că după o zi de muncă, unii se adunau să ia masa de seară, spuneau și careva din situațiile care se întâmplau în cursul zilei. Sau dacă era zi de odihnă, tot se făcea și de mâncare și discuțiile care erau care, cum. Știu că ați avut o situație când ați cerut ca niște cursuri să se țină în limba română. Puteți să-mi povestiți? Eu o să vă dau un ceai ca pe timpuri la bucătăria sovietică. Da, am frecventat cursurile Universității de Studii, Universitatea Marxist-Leninistă, și era în limba rusă, desigur, cursurile, și am zis că ar fi bine să fie în limba moldovenească. Au pus multe semne de întrebare cei cărora le-ați spus atunci că vreți în moldovenească. Întrebarea au pus, de fapt, cei care nu erau moldoveni. Adică ei se socoteau moldoveni, dar nu cunoșteau limba. Și ei spuneau că nu o să învețe ei limba moldovenească pentru faptul că să vorbească limba moldovenească. Și soțul dumneavoastră, pentru viziunile care le-a avut, a fost exilat din Chișinău și a fost trimis la o margine de țară, da? După facultate, da, el lucra la Tinerimea Moldovei, încă din anii de studenție, dar când a luat diplomă, l-au trimis profesor de limba moldovenească la Câșlița Prut. Apoi, într-un timp scurt, l-au schimbat la Borogani. Și acolo, 5 ani de zile, a activat în funcție de profesor, apoi șef de studii, apoi director. A lăsat urme profunde, știință, cultură în viața satului Borogani. Vreau să vă propun să trecem, să părăsim această bucătărie sovietică, să trecem într-un salon sovietic, acolo unde ne așteaptă istorici, oameni foarte informați, ca să analizăm această informație care este una foarte amplă și foarte interesantă și curioasă pentru tine. Vă rog! Bună seara! Bună seara. Bine ați venit în salonul sovietic. Istoricul Igor Cașu, istoricul Octavian Țicu și jurnalistul Alecu Reniță. Cum a fost? Toți venim din acea epocă. Cum a fost în acea perioadă? Cum a fost la voi personal? La mine a fost o șizofrenie, pentru că eu sunt născut pe malul Prutului, satul meu Costuleni împărțit în două de Prut și Iașu se vede noaptea. Și bunica mea s-a născut în Regatul României, bunica Mărioara, care i-am dedicat și cartea. Și ceea ce spuneați voi la bucătărie, mie mi s-a spus în Gluga de Popșoi și în
serile în care bunica a sculcat lângă mine și îmi spunea de faptul că noi de fapt eram cu regățenii un stat întreg, veneau la noi la hore, făceau jocuri, că regele Mihai era regele tuturor românilor, era un fel de sex simbol. Ea la vârsta de 14 ani era îndrăgostită de regele Mihai. Și la școală mi se spunea că noi și cei de peste Prut suntem două popoare diferite, vorbim două limbi diferite și mai mult decât atât, noi avem chiar trei rânduri de sârmă ghimpată. Eu am crescut cu sindromul acestei frontiere întărite, știam și cât face mașina de patrulă de grăniceri de la pichetul din Valea Mare până în Costuleni, 45 de minute. Chiar au fost cazuri în care au încercat să treacă granița băieții în glumă și 17 ani de zile a fost această stare în care acasă spunea o istorie, iar la școală se spunea altă istorie. Deci dedublarea omului sovietic. Igor, cum se întâmpla că totuși unii oameni mergeau împotriva sistemului? Trebuia să ai un curaj enorm, pentru că te punea la dubă, se întâmplau peste noapte niște lucruri cu tine, nu? Conta de perioadă, așa cum a spus și doamna Alexandra Badiu. Conta, la un moment dat aveai frică, la un moment dat erai mai relaxat. Depindea, dacă vreți, de conducerea de vârf a statului, că ei dădeau tonul, cum ar spune, da? Deci dacă era Stalin, evident, lumea înțelegea că trebuie să fii foarte atent ce aici spui, trebuie să fii foarte disciplinat, mă rog, nu. Acolo, să spunem așa, nu era loc de compromis. Dacă vorbim despre perioada de după Stalin, da? Să nu uităm, chiar regimul a încurajat ca să critici tot ce se întâmplă, tot ce a fost și tot ce este. Era o încurajare pe bune sau era o fațadă? Era o încurajare pe bune, aș spune, 53-56 decembrie, momentul cheie, pentru că s-a văzut că încurajarea criticii față de, chiar față de trecut sau de anumite probleme din prezent, poate să ducă la chestiuni care scapă controlul. Da, așa cum a fost Revoluția Maghiară. Decembrie 56 este decizie în 19 decembrie, KGB-ul își reia controlul asupra societății după o pauză de 3-4 ani de zile. Eu vă propun să vedem împreună un mic filmuleț despre cei care au mers împotriva sistemului și să revenim la discuția aici în platou Antinostalgie. Vă rog! Moartea lui Stalin a adus un dezgheț în societatea sovietică. În realitate însă era vorba doar de o imitare a unei liberalizări. La Moscova erau concentrați cei mai de vază intelectuali din Uniunea Sovietică și nu numai ruși, dar acolo își făceau studiile și o mulțime de studenți de la periferiile naționale. Acolo activau o serie de intelectuali cunoscuți, Saharov, Solzhenitsyn, care organizau conferințe publice și în care își arătau și nemulțumirile față de politica sovietică și erau anunțați cei care erau persecutați, se vorbeau despre acești oameni și acest lucru nu era ceva deosebit, nu era ceva neobișnuit, deoarece se producea într-un context politic anume, era vorba de așa zisul dezgheț. Și zic așa zisul dezgheț, deoarece unii îl confundă cu o democratizare, ceea ce era vorba de o liberalizare controlată a regimului, deoarece chiar de la bun început, când după congresul al 20-lea partidului, când s-a anunțat Nikita Hrușov, a citit acel referat secret cu privire la cultul personalității și consecințele sale, care a avut un impact uriaș și în Uniunea Sovietică și în lume. După câteva luni, conducătorii Uniunii Sovietice, inclusiv Nikita Hrușov, și-au dat seama că o liberalizare bruscă și totală este imposibil, deoarece acest lucru va duce la destrămarea regimului. De aceea a urmat o plenară în iunie, în 56, și aici s-a spus foarte clar și aici s-a văzut limitele destalinizării, cum se spune.
Chiar dacă propaganda sovietică trâmbița că în URSS există unitate de gândire, existau oameni care gândeau și acționau contrar prevederilor partidului. Ca de exemplu Simeon Odobescu, un profesor din orășelul Dubăsarii Vechi. Deși Simeon Odobescu a trimis scrisoarea la ambasada română de la Moscova, o copie a ajuns la securitatea de la Chișinău, iar acest lucru a fost suficient ca să fie condamnat la 3 ani de închisoare. El a elaborat o serie de documente și a avut niște atitudini foarte tranșante față de regim. În 1967, el a trimis la ambasada României de la Moscova, a trimis o serie de scrisori și în aceste scrisori a trimis și o serie de documente. În aceste scrisori erau două documente. O chemare, așa a intitulat-o însuși autorul, și o adresare către Organizația Națiunilor Unite. Deci în această chemare era de fapt o improvizație versificată și aici era vorba de o discuție dintre Ștefan cel Mare și un strănepot al lui Ștefan cel Mare, în care se sublinea necesitatea luptei împotriva urgiei. Evident, se avea în vedere Uniunea Sovietică. Al doilea document e vorba de o adresare către Organizația Națiunilor Unite, în care se vorbește despre evenimentele epocale care se petreceau în acea perioadă în Uniunea Sovietică și în lume. Simeon Odobescu face trimitere la o serie de popoare care erau divizate în asemenea cum este poporul român. Și aici se referă la coreieni, la germani, având în vedere Republica Democratică și Federativă, vietnamezi, și o serie de alte popoare. Deosebirea noastră a poporului român față de toate cele cazuri este că toate celelalte diviziuni erau regimuri antagoniste. Adică, de exemplu, în Coreea era capitalism și regim comunist. Aici era vorba de poporul român care și în Uniunea Sovietică, Basarabia, și în România erau regimuri socialiste. Și în acest context, Uniunea Sovietică ar fi putut da dovadă de frăție adevărată și să cedeze, de fapt, Basarabia să o reîntoarcă României. Dacă am găsit acest dosar al lui Simeon Odobescu, cu siguranță vom afla toate amănuntele. Dar știm că a fost condamnat, iată, în 68, s-a întors după 1968, în 71 s-a întors aici și în același an, 1971, a fost condamnat pe 7 ani. Regim sever, în lagăr de corecție și 5 ani exilat în ținuturile depărtate. Din păcate, iarăși știm că în 1972, adică după deja fiind în lagăr, a decedat. Un alt caz de neloialitate față de sistem a fost cel al lui Leonice Mortan, care capătă un plus de greutate datorită faptului că el venea din elitele partidului. Cazul lui Mortan cred că este al doilea, cel mai important caz dintr-un fenomen pe care noi istorici îl numim național-comunism. Adică exprimarea unei critici din interiorul partidului referitor la felul în care se promovează în practică așa numită politică leninistă națională. El a exprimat în acest memoriu trimis în decembrie 1965 la Comitetul Central al Partidului Comunist de la Moscova. Cemărtan exprimă critica împotriva politicii de cadre a regimului și dă exemplu concrete cum moldovenii sunt subreprezentați la nivelul organelor de partid centrale, locale, la nivelul guvernului și mai departe. Și aici el are argumente foarte concludente, care sunt susținute și de alte documente pe care le avem în arhivă. Până în anii 60, practic, nu avem basarabeni în guvernul RSS moldovenești.
nu avem basarabieni în funcții cheie la nivelul Comitetului Central a Biroului Politic. Statistic vorbind, avem ceva moldoveni, dar ei sunt majoritatea absolută din Transnistria. El critică foarte punctual faptul că în Chișinău practic nu există nicio grădiniță cu predare în limba română. Deci ne înțelege foarte clar că rusificarea, transformarea moldovenilor în homosovieticul să începe de la grădiniță. Deși memoriul trimis la Moscova a fost unul anonim, Leonid Cemortan a fost identificat și chemat la binecunoscutul sediu al securității din Chișinău. Dar lungile discuții de profilactică nu l-au determinat să renunțe. El spune că de la Bodiu pornește această persecutare a moldovenilor după o scurtă perioadă de dezgheț, da? Deci care a început după moartea lui Stalin. Deci el îl învinuiește de fapt pe Bodiu că a reluat în forță politica de rusificare din perioada stalinistă, din perioada imediat postbelică. Și asta și s-a întâmplat. Conducerea de partid la Chișinău a luat foarte în serios acest memoriu și avem date că Bodiu a ținut cont de acest lucru. Deși tinerii din RSS moldovenească nu aveau acces liber la informația din Occident, unele lucruri se mai strecurau prin intermediul radioului. În anul 1970, un impact uluitor a avut concertul formației române mondial, care a dat un spectacol la Chișinău, la Teatrul Verde. Spectacolul le-a marcat și pe două tinere din Chișinău. Un caz interesant din această istorie a protestelor, mai mult sau mai puțin conștient împotriva regimului, mai mult sau mai puțin coerent, spunem așa, a fost cazul Asia Andru și Lilii Neagu. Nu este clar cine a fost la originea acestui gest, care rămâne unul curajos. Lilia Neagu era studentă la școala de medicină din Chișinău, avea 18 ani, era mai mare, deci și pedeapsa este mai mare, conform codului penal. Asia Andruh era elevă în clasa 10-a la școala numărul 1, Kotovski se numea atunci, da, acum Gheorghe Asache. Așa, avea 16 ani, deci și pedeapsa este mult mai blândă, deci pornind de la vârstă. Ce au făcut ele? Deci Lilia Neagu trăia la gardă la Asia Andruh, aici la Malina Mică. Și într-o seară, într-o noapte, pe la 3-4 dimineața, s-au trezit, au pregătit din timp vopsea și așa mai departe, deci n-a fost un gest spontan. Și într-o noapte, la începutul septembrie 1970, au hotărât să realizeze această acțiune, dacă vreți, lângă turnul de apă. De astăzi, în fața acolo, au scris primele inscripții. Nu le-au observat nimeni, au prins la curaj, au coborât pe Pușkin în vale, la Casa Presiei, au mers la Ministerul Comerțului, pe Ștefan cel Mare, chiar în inima puterii, da? Și asta rămâne, de fapt, o chestiune foarte curioasă. Cum s-a întâmplat că în centrul Chișinău nu le-au observat nimeni? Au scris în total vreo 40 de inscripții cu caracter antirusesc, caracter anti-Bodiu, unul de chiar cu caracter antisemit la Ministerul Comerțului. Un alt caz important, poate cel mai important din perspectiva manifestării identității naționale românești, pentru că a inclus și ideea reunirii cu România, este cazul lui Alexandru Usatiuc și Gheorghe Ghimpu, cei doi lideri de frunte a Frontului Național Patriotic din Basarabia. Cazul Ghimpu, Alexandru Gheorghe Ghimpu, Alexandru Usatiuc și Valeriu Graur. Este un caz, într-adevăr, de rezonanță.
de o rezonanță mare și această rezonanță o cunoaștem și din pornind și de la documentele timpului. În primul rând există acest dosar care se compune din 11 volume, în plus două cutii mari cu materiale care au fost confiscate de la acești organizatori ai organizației ai Frontului Național Patriotic de Eliberare. Sunt diferite denumiri, toate foarte lungi și aici, în primul rând, ar trebui să intereseze când a fost fondată. Unii e foarte succint, se vorbește din documentele procesului atentat împotriva acestor persoane, se vorbește de anul 1967. Alexandru Usatiuc, bulgar, în memoriile sale, vorbește de anul 1947 și a fost fondată conform mărturiilor date de Alexandru Usatiuc, a fost fondată de 10 foști elevi ai liceului Vasile Lupu din Orhei. În acea perioadă, deci s-au întâlnit, întâlnirea a avut loc, întâlnirea în anii 60 dintre Alexandru Usatiuc și Gheorghe Ghimpu, iar Gheorghe Ghimpu povestește într-un document din materialele anchetei că el în acea perioadă când s-a întâlnit cu Alexandru Usatiuc deja cercetase o mulțime de cărți, documente și a ajuns la concluzia că moldovenii din Basarabia și Bucovina sunt români și, de fapt, Basarabia aparține României și trebuie să activeze în direcția unirii Basarabiei și Bucovinei cu România. S-a elaborat în primul rând programul partidului, organizației, s-a pregătit primul congres, un raport și hotărârea congresului. Deși mașina represivă a RSS moldovenească lucra la turații maxime, se mai întâmplau cazuri de manifestare a celor care sfidau sistemul. De cele mai multe ori, ei erau pe cont propriu și în fața unui hău cu multe necunoscute. La această temă vom mai reveni. Înțeleg că unii colegii noștri mai tineri care sunt în acest studio nici nu-și pot închipui că pentru o simplă gândire, dacă gândeai altfel, puteai să stai la pușcărie. Așa era, da? Exact. Și asta vrem să vă explicăm. De fapt, dați să vă dau un exemplu, da? Dacă dați o întrebare doamnei profesoare, o întrebare, mă rog, nevinovată. Da? De exemplu, Antonescu, da? Ca să depășim cumva, nu doar perioada sovietică sau personalități din perioada sovietică. Antonescu, este o problemă aici, da? Pe de o parte, există informații în spațiu public că Antonescu în 41 este erou, a eliberat Basarabia de sovietici, așa? Și a doua chestiune care se bate cap în cap. Antonescu în 46, știm foarte bine, a fost condamnat ca criminal de război. Și profesoara este întrebat. Spuneți, vă rog, care e adevărul, da? Cum împăcăm, sau dacă există posibilitatea de a împăca cele două viziuni care se bat cap în cap, așa? Deci, pentru asemenea întrebări, în perioada sovietică erau probleme. În perioada țaristă, în perioada stalinistă puteai ajunge în Siberia pentru asemenea întrebări, de exemplu, întrebări incomode. De exemplu, dacă comparai Lenin, Stalin, spune că Lenin era mai blând, Stalin a fost mai sângeros, mai, nu știu, dictator și așa mai departe. Deci, după război, făceai Siberia categoric, după 53,
era mai blând, dar tot, câțiva ani îi luai în Siberia, inclusiv, așa cum ați văzut cazurile acestea, Bugimbu, Satiuc, da, chiar în anii 70. Ați lucrat cu dosare, știți cum se întâmplau lucrurile. Cum se ajungea la securitate? Prin care era sistemul de informatori, de exemplu? Se spune, și nu știu dacă este adevăr sau mit, că în orice grupă cu filologică sau jurnalism sau istoric, erau doi sau trei care turnau la securitate. Este sau nu adevărat? Documentele cu care ați lucrat confirmă acest lucru sau nu? Nu avem din documente să reiese această chestiune, dar știm din istoria orală și probabil aici domnul Reniț o să ne spună mai exact. Eu știu din istoria orală, din mai multe mărturii, că existau în fiecare grupă la facultate cel puțin două persoane care erau informatori la securitate, tocmai de a crea o anumită stare de nesiguranță, concurență, dacă vreți, cine este mai fidel și așa mai departe. Și pentru a nu ascunde anumite informații. Din memoriile tale, din ceea ce știi tu, așa era sau nu? La sigur că era, fiindcă securitatea sovietică era foarte bine informată despre ceea ce gândeau studenții. Și lucrul ăsta nu era luat din satelit, dar era transmis de către cineva din colegi. Și cred că, la sigur, ținând cont de metodologia lor, aveau numai puțin de două surse dintr-un colectiv. Și atunci ei trebuiau să-l verifice și pe cel care l-au recrutat dacă el informează corect sau face, hai să zic eu, anumite concesii pentru un coleg, pentru un cunoscut și așa mai departe. Sunt convins că așa era. Documentele, la fel, sunt convins că au fost arse sau distruse. Și în mediul nostru, cel puțin știu foarte exact că în orice redacție se vorbea că există minimum doi oameni care informează securitatea, de aceea în redacții de multe ori trebuia să fii foarte atent și să nu spui mai mult decât era, hai să zic eu, și era lumea pe bune atentă? Păi, depinde de la caz la caz. În, de regulă, în redacțiile, cum era Moldova Socialistă sau alte redacții, eu n-am lucrat acolo, dar cunosc că am avut colegi. Era o chestie selectată din timp, adică o parte din jurnaliști erau verificați până a intra într-o instituție mass media pe care partidul o folosea ca portavoce pentru populație. Eu am lucrat la Literatura și Arta, era un săptămânal mult mai liberal, iar scriitorii erau atenți numai până intrau într-o polemică și atunci când intrau în polemică erau nevoiți să aducă un șir de argumente care spuneau foarte clar ce limbă vorbim. Cine suntem noi? Cine este Eminescu? Și atunci, în dependență de omul care polemiza... Dar cum se întâmplă că această frică a intrat în oasele oamenilor? Pentru că memoria acestei frici mai este vie și până acum. O să dau din casă. Ieri am cunoscut-o pe doamna Alexandra Badiu. Ne-am cunoscut în oraș ca să o conving să vină la acest talk show și doamna Badiu m-a întrebat... Dar nu este periculos? Deci, atâta timp trăim în democrație și memoria doamnei Badiu, una sănătoasă, de fapt, și realistă, că mai există totuși frică. Cum s-a băgat frica asta în oasele noastre ale omului sovietic? Este un banc sovietic foarte relevant. Un veteran care a supraviețuit regimului sovietic a fost întrebat odată care a fost cea mai fericită zi din viața lui. Și el zice, a fost pe data de 14 noiembrie 1937. Zice, în această zi, noaptea, s-a oprit o mașină neagră a NKVD-ului, au coborât 5 indivizi în piele cu automat, au urcat până la mine la ușă, au bătut la ușa mea și au zis, tu ești Ivan Sidorov. Zice, nu, eu sunt Gheorghe Petrov. Ivan Sidorov trăiește cu un etaj mai sus. Și asta a fost cea mai fericită zi din viața mea, pentru că s-au greșit cu ușa.
Deci asta este ceea ce a urmărit, de fapt, regimul de la momentul instaurării sale. Iar stalinismul și Beria și Ejov, deci toată această sistemă sovietică care a înrădăcinat frica, a făcut-o tocmai din dorința de a putea, în primul rând, a se debarasa de elementele considerate neloiale și de neîncredere, iar pe de altă parte pentru a inocula frica ca ea să devină omniprezentă în societatea sovietică. Noi aici discutăm de chestiuni care sunt cunoscute în general într-o perioadă relativ liberală a regimului sovietic. Eu vreau să aduc în atenție câteva aspecte care au clădit această frică și care au avut la origine chiar execuții în masă, pentru că primul caz de rezistență antisovietică este de fapt cazul unor copii, poate de vârsta celor care sunt acum în studio. Este vorba de organizația Majada Honda din Orhei, în care mai mulți copii de la liceul Vasile Lupu, care a fost invocat și aici, școala numărul 2 din Orhei, printre care Anatol Gumă, fratele lui Grigore Mihu și cei care Oleg Frunză și care erau copii de 17-18 ani, care au sfidat regimul și a căror gest de curaj a fost incredibil, pentru că dincolo de această nesupunere față de regim, distribuire de pleante, inscripții, ei au făcut un gest nebunesc pentru acea perioadă. Acești copii s-au urcat pe clădirea NKVD-ului și au arborat tricolor românesc, dorind să sărbătorească ziua de Crăciun. Orheienii s-au trezit în dimineața zilei 25 cu tricolor românesc. Era era foarte aproape memoria românească. Ei s-au despărțit de mult. Deci NKVD-ul nu își putea da seama cine face asta, pentru că ei erau în afara supozițiilor, erau copii de 17-18 ani, dar regimul a fost împotriva lor nemilos. În ajunul, deja după invazia sovietică, deci eliberarea românească, în anul 41, în iunie, 7 dintre ei au fost împușcați, inclusiv liderii Anatol Gumă, Grigore Mihu, fratele lui. Și această execuție a rămas ca momentul cel mai suprem în care regimul ne-a arătat că de fapt nu are toleranță față de orice formă de rezistență. După anul 44, noi avem o masivă mișcare de rezistență anticomunistă care, cu regret spre deosebire de Republicile Baltice sau Ucraina, nu a avut un unic centru de acțiune. Ei au fost foarte răzlețiți. Octavian, dar de ce nu a fost acest unic centru de acțiune? Este din cauza reliefului? Nu aveau unde să ascundă? Pentru că în România s-a întâmplat în munți, da, în Ucraina s-a întâmplat în munții Carpați, în Republica Moldova de ce nu? Nu s-a realizat în primul rând din cauza faptului că nu eram un stat. Deci rezistența s-a organizat acolo unde au existat forme instituționale. În majoritate, de exemplu, în Lituania era condusă de Žemaitis, care era ofițer în armata lituaniană și majoritatea celor implicați erau de fapt ofițeri militari în armata lituaniană, ca și în armata ucraineană, ca și în armata din Carpați. Deci erau oameni instituționalizați în Basarabia, deci acest lucru era foarte răzlețit, dar regimul a încercat cumva să diminueze importanța lor și să-i ancoreze într-o mitologie legată de faptul că erau tâlhari, bandiți, cei care, în mare parte, bandiți. Spre exemplu, în satul Mândrește Lenești, până ora actuală, populația e divizată în privința mișcării lui Filimon Bodiu. Da, pe care unii îl consideră erou, alții îl consideră un bandit și un tâlhar, necunoscând în esență toată anvergura mișcării pe care a făcut-o Filimon Bodiu. Dar nu e de vină și propaganda sovietică care evident ne-a inoculat, evident, ne-a spus de-a rândul că Filimon Bodiu a fost un bandit. I-a lucrat și pe acest palier al, media, al propagandei, pentru că aici avem mai multe cazuri. Spre exemplu, Armata Neagră din regiunea Culei, Cornești, Condrătești, cei care au fost executați, familia Coșcodan, ei au avut o rezistență militară armată care era și de sorginte pan-românească. Pentru că mulți dintre ei gândeau în termenii standard, să știți, că mișcările de rezistență, ele ascultau vocea Americii, erau în contact cu diferite organizații și din exterior, de unde primeau și armament, de foarte multe ori armament acumulat încă în perioada războiului.
istoriile lor sunt în continuare necunoscute, iar noi nu avem, spre exemplu, o reabilitare acestor eroi. Inclusiv, spre exemplu, Olimpiada Bodiu sau Maria Bruiană, care a fost omul de legătură în Armata Neagră. Sau nu avem cunoștințe despre oamenii de la Cuiseu, ca deci acest partid național, Partid Democrat Agrar al lui Vasile Odobescu și Simeon Zlatan, care au fost ultimii executați de regimul comunist în anul 52, tocmai pentru faptul că au organizat într-un fel absolut splendid. Odobescu era capitan în fosta armata românească, deci avea cunoștințe de felul cum urmează să structureze o armată. Ei au contestat regimul atât în formă militară, cât și contestarea regimului în epoca stalinistă. Deci cu execuția lor, de obicei, acești oameni erau executați la pedeapsă capitală prin împușcare, în baza articolului 54.1 al Codului Penal al Republicii Sovietice Aleste Ucrainene. Basarabenii care au opus rezistența au fost condamnați în baza Codului Penal al Republicii Ucrainene până în 1964. 61, da? Și acest lucru, deci după moartea lui Stalin, trecem deja într-o altă fază a rezistenței, a disidenței, în care avem deja manifestări, ceea ce spunea Igor, naționalismul comunism, pe care îi numeau naționaliștii moldoromâni. Avem cei care au rezistat prin cultură și noi ne-ar lua o emisiune întreagă să discutăm această rezistență prin cultură. Aceste discuții, spre exemplu, în Institutul de Filologie, acolo unde așa directorul Ivan Ceban se lupta cu Bogaci, cu Lupan, cu Bukov, despre care noi puține lucruri știm. O să discutăm această temă obligatoriu în sesiunea de toamnă care va veni. Haideți să ne apropiem, totuși vă propun să ne apropiem de zilele noastre. Care a fost rolul lui Bodiu? În Republica Moldova, această menghină a fost una mai strânsă, pentru că se vorbește foarte mult despre Bodiu ca despre un personaj foarte negativ. Cerberul. El, de fapt, numirea lui este prima numire a unui moldovan, în ghilimele, etnic. Până la el, toată conducerea... Dar nu prea vorbea românește, moldovenește. Toată conducerea era venită din Ucraina sau transnistreeni, deci cum a fost Kovács, spre exemplu. El este primul care era vorbitor de limbă română într-o formă extrem de primitivă, din dorința de a tempera cumva aceste aspirații de a avea un moldovean în funcțiile de putere. Ca atare, să știe toată lumea, noi n-am avut basarabeni numiți în prim secretar decât în 1989, deci cei născuți în Basarabia. Până la ei, din cei 10, deci 8 au fost transnistreni ucraineni sau ruși, care de fapt urmau a fi cei care controlează evoluția acestei republici. Bodiu, de fapt, a fost cel care a instituționalizat moldovenismul, pentru că lui îi aparține întreaga inițiativă, mai ales în condițiile anului 60, când deja România a etalat fronda față de Uniunea Sovietică. Această linie de a opune Chișinăul Bucureștiului s-a făcut un transfer de rivalitate, așa să spunem. Deja Moscova nu mai era centru de dispute cu București în privința Basarabiei. Deja se făcea prin intermediul Chișinăului. Aici s-a creat o Academie de Științe, Institute de Cercetare, de Istorie, Filologie și altele care aveau menirea să explice de ce moldovenii sunt un alt popor decât românii. Și la acest lucru a vegheat, iar Bodiu a fost omniprezent în oricare lucru. Spre exemplu, un detaliu poate legat de noroc, în care el a spus să ajunge. Deci era clar că norocul, chiar dacă nu aveau un repertoriu neapărat antisovietic, prin ținuta occidentală și dicția românească, deja au trezit neliniște regimului comunist. Și Bodiu a pus piciorul în prag, a fost cel care a oprit. Eu îl văd ca un om care, ca un fir roșu, trece prin fiecare dosarele de rezonanță, și cu Cemurtan, și cu Sergiu Rădăuțan, și cu Nicolae Testimițanu. Deci în toate lucrurile importante care s-au luat pentru contracararea naționalismului moldoromân, Bodiu a fost omul cheie, deci cel care a vegheat. Și aici nu este vorba doar de KGB. Deci sigur, mâna nevăzută a KGB-ului o știm,
Dar era o linie suprastructurală, așa aș spune, de partid, care controla orice activitate. Vreau să o întreb pe doamna Badiu. L-ați văzut vreodată pe Bodiu? Eu, de exemplu, nu l-am văzut niciodată. Eu l-am văzut. Da. Și era prezent în viața dumneavoastră sau în viața soțului dumneavoastră? Cumva îl resimțeați acolo? Păi el era un pic mai așa cu piedici în față la care ar fi avut dorința să vorbească lucrurilor așa pe nume, era lucrul ăsta. Nu dă de voie ca de fiecare dată să ieși, mai ales că ar fi putut ieși la tribună să vorbească, nu. Nu dă de voie, ăsta nu, celălalt nu. Și toată lumea știe că era așa, cum ziceți, era o frică chiar așa, o frică să stai, să-ți cauți din nevoi. Așa cum la bucătărie. Tu acolo probabil l-ai cunoscut mai încoace, în perioada când nu mai era activ. Eu l-am văzut întâmplător la lansarea memoriilor lui prin 2003-2004, cred că a fost la Biblioteca Națională. Atunci l-am văzut venise de la Moscova. El a trăit foarte mult. Născut în 1918-90 și ceva de ani. A fost foarte longeviv, dovadă că a avut o viață. Era groaza intelectualității din Republica Moldova. Toată lumea își măsura gândurile cu acest personaj, înțeleg. Da, el era foarte isteric, era foarte dezechilibrat psihologic. Se vede din... Vă dați seama, toți știm de el, da, aceste cuvântări la congrese, la ședințe mai mici, mai mari. El are emoții. Deci și el se teme de cei din jur. Deci este un personaj foarte interesant. Și asta ne arată audiovizualul, apropo. Textul nu ne transmite aceste emoții. Audiovizualul ne transmite aceste emoții și ne ajută să înțelegem mai bine cine a fost personajul dat. Deci înțeleg că era complexat. Era foarte complexat. Era complexat, da? Eu l-am văzut în 1972. Am fost repartizat la practică, ceea ce era obligatoriu la Florești, și el a venit la Florești, în zona de azi a Șoldăneștiului, cu elicopterul. De altfel, noi am fost aduși, cred că, ca fundal pentru toată chestia care eram deci din redacție. Deci elita Republicii Moldova sau Moldovei Sovietice se plimba cu elicopterul în acea perioadă? Da, a venit acolo și se vedea, era o poiană, țin minte foarte bine, că oricum se asemenea momente sunt destul de rare, și ceea ce spune că avea complexe, chiar toți erau ai lui, noi eram cu trei rânduri mai în spate la tot ceremonia, ritualul respectiv, și el parcă avea un fel de tremurici când vorbea, era, cum să zic, nu era un om firesc în ceea ce vrea să comunice, parcă ar fi fost un individ cu biciu, dar biciu la spate și aștepta un moment ca să-l lovească. Asta a fost impresia mea din 72. Deci înțeleg că Putin a avut de la cine învăța, cum spui, cu rândurile astea în față, oameni de-a lor, oameni care se plimbă doar pentru filmări? Da, la sigur, mi-amintesc că bine, parcă era un fel de cor, adică unde era el în centru, apoi era rândul tot ceea ce însemna nomenclatura, cred că de la Florești și serviciile, iar noi care eram presa, eu am spus că eram la practică acolo, la Florești, eram tocmai hăt la marginea pădurii și am văzut acest episod care acum mi-am amintit de el. În ansamblu, eu am făcut studiile exact în perioada lui, când am venit la universitate, și pot confirma că foarte multe din indicațiile care erau aduse la universitate veneau direct de la Comitetul Central, era o practică teroare, și din ceea ce a spus și domnul Cașu, eu pot spune că noi învățam, de exemplu, limba latină, mi-amintesc de un caz, și acolo era arborele, apăruse manualul de limba latină 1968 la Leningrad, și era arborele limbilor romanice și lipsea limba moldovenească. Și ca orice student curios, când am întrebat dacă limba moldovenească este romanică, ea de ce nu se află în acest arbore? Și mi-a spus, dacă vrei să termini universitatea, nu mai adresa asemenea întrebări, deși cartea era făcută la Leningrad.
Eu vreau să vă propun acum să-i vedeți povestea lui Alecu Reniță. O poveste filmată de către noi, cei de la studioul Telefilm Chișinău. Trebuie să recunosc că această poveste este, o vede Alecu în varianta pe care o să o vedeți și voi pentru prima dată. Am mari emoții pentru că, deși am avut o înțelegere că o să o vadă anterior, până a o face publică, totuși am convenit până la urmă că o să o vezi odată cu noi. Haideți să vedem povestea lui Alecu Reniță. RSS moldovenească, începutul anilor 70, economia sovietică intra într-un colaps economic. Sărăcia și lipsurile de pe rafturile magazinelor erau substituite de propaganda triumfalistă. Omul sovietic știa că locuiește în cea mai liberă și prosperă țară. În acea perioadă, Alecu Reniță era student la Universitatea de Stat Vladimir Ilici Lenin din Chișinău. Eu am venit la universitate în 1971 și era o atmosferă sovietică, clasică, în care nu prea aveai un acces spre niște curiozități pe care le putea avea un student, mai ales venit de la țară și care ajunge la Chișinău și aici sunt multe biblioteci. Iar biblioteca centrală, pe atunci se chema Krupskaya, nu oferea acces studenților din anul întâi și de aceea trebuia să ne limităm la biblioteca universității. Am avut o curiozitate foarte mare pe anumite subiecte legate de istoria noastră. Evident că m-am adaptat foarte rapid, am reușit printr-o relație bună să obțin un carnet pentru Biblioteca Națională, pentru Biblioteca Krupskaya și practic din a doua jumătate a anului întâi eu am avut acces la secția de cărți rare sau cărți străine. Mă interesează opera politică lui Eminescu. Era și secție de cărți rare și străine unde am avut posibilitate să ridic niște cărți care un student care venea la biblioteca universitară nu avea șanse. E adevărat că foarte rapid am fost atenționat de către o doamnă foarte amabilă și a zis că ar fi bine să-mi spui ce cărți dorești să citești. Eu încă căutam, că nu aveam o înțelegere clară care ar fi cărțile, fiindcă e mai bine să ți le aduc fără să le soliciți. Mulțumesc. A fost cam prim clopoțel că doamna știa clar că după ce îndeplineai solicitarea, venea cineva de la KGB care supraveghea și urmărea pe toți care cine și ce citește în secția de cărți străine. Totalitarismul era sprijinit pe organele de represiune. KGB-ului îi revenea rolul principal în acest mecanism. Acolo se fila, se scriau scenarii de anticipare și contracarare, de spălare pe creier a celor care gândeau altfel decât permitea partidul. KGB-ul delega în toate instituțiile statului câte un curator responsabil. Era un garant că lucrurile se mișcă în direcția corectă. Înainte de asta, eu am avut chiar din anul întâi, că asta tot e o chestie foarte importantă, am fost invitat ori sfârșitul noiembrie 1971 sau decembrie, început de către cineva de la subsol, direct de la decanatul nostru, era o scară care ducea în subsol, de la subsol era un braț, adică aș putea, cred că dacă n-au făcut schimbări, să găsesc acel cabinet. Am fost invitat acolo și mi s-a spus foarte clar
dacă eu am completat corect autobiografia. Vă dați seama că nu puneam mare preț, decât te-ai născut, am învățat, am absolvit școala și am făcut adică după un calapod. Și el m-a întrebat, evident discuția era în limba rusă, foarte încruntat, așa parcă eram la o anchetă, ați spus totul despre părinții dumneavoastră, fără să am o înțelegere ce dorea el. Aici Radio Europa Liberă. Unica cale de acces spre altfel de informații erau posturile de radio străine. Studenții, intelectualii, dar și unii țărani mai răsăriți ascultau Europa Liberă sau Vocea Americii. Și eu i-am spus acestui, cred că ofițer care era în civil, i-a zis că bunii mei au fost reabilitați. Și el atunci mi-a spus, am avut prima lecție foarte, hai să zic eu așa, frontală, că a zis că un dușman a puterii sovietice, el este reabilitat formal, dar el rămâne pentru totdeauna dușman a puterii sovietice, adică și eu ca urmaș și așa mai departe. E, asta am spus-o ca să se înțeleagă că din primul an am fost taxat într-un context de mai puțin prieten sau o progenitură a unui dușman de clasă sau unui dușman a puterii sovietice. Literatura din Podul Casei Părintești, cărțile cumpărate de la librăriile Drujba și posturile de radio străine l-au influențat în așa fel încât tânărul Reniță nu mai suporta minciunile propagandei sovietice și a urzit un plan. Unul de răzbunare. Se aștepta un moment, cât mai mult că eu eram la finele studiilor universitare și acest lucru m-a făcut într-un fel că am mai găsit câteva plăci mizerabile, mincinoase. Mă refer la că Chișinău a fost eliberat de sub ocupația, era una pe Iscra, era una la Botanica, pe unde acum e Marița, pe zona aceea, și le-am luat la evidență și mi-am propus să le dau pe toate jos ca chestii care nu corespund cu adevărul, dar din păcate de la n-am mai ajuns la celelalte două. A venit și ziua aplicării în practică. Deci noi am fost la o zi a unui coleg de-a nostru de grupă, deci el era chiar, cum zic, șeful grupii, și noi am fost de la Academie la vreo 300 de metri sau 500, era o cafenea Porumbiță, cam așa dacă nu mă așa se chema. Deci noi am fost acolo și cred că am ieșit pe la 10:30 și eu am rămas mai în spate, că oricum aveam chestia asta planificată, zic, și să nu pierd ziua, că s-apropia, era în aprilie, și această placă am dat-o jos. A fost mai greu să o ajung, dar după ce am ajuns, am dat-o jos. Am aruncat-o direct, am scos, când am scos-o de pe Academie, deci că nu puteai să o ții, că cred că avea vreo 50 kg și când am smuls-o, am aruncat-o în duș. A doua zi, studentul Alecu Reniță s-a prezentat la ore. Nu apucase să înceapă bine prima oră. Au venit doi, erau îmbrăcați în stil tradițional închevediți, nu știu de ce, că așa de regulă, adică în sensul că aveau, de fapt era primăvară, poate că era frig, aveau aceste trenciuri de piele și au venit direct la catedră și i-au spus profesorului, deci erau două uși, una care venea profesorul, una unde și de-a mea mai departe și eu când i-am văzut, eu am ieșit pe ușa din auditoriu și am așteptat în coridor. N-am vrut să fie spectacolul ăsta acolo. Dar ei oricum erau în civil, erau oamenii KGB-ului, nu veneau cu cătușii, nu veneau, adică ei erau total diferiți de ăștia care erau în miliția sovietică. Coridor s-a prezentat, eram într-un șoc și n-am
au scos așa foarte rapid legitimația, cum o fac ei, nu pot să zic numele lor, cine erau ei, vorbeau în rusă, am înțeles că unul, cel puțin capitan, ceva, asta am memorizat, mergem și așa de curs. Și de acolo au sunat la mai departe și eu am spus, unde trebuie să mă prezint ca să mă duc să depun că asta mi-a aparține mie, ca să nu-i, să nu-i ia pe toți, că eram cinci. Au urmat luni de zile de anchetă, în care acuzatorii încercau să-l trimită la casa de nebuni. Sistemul nu se putea împăca cu gândul că un tânăr, teapăr la minte, poate fi împotriva puterii sovietice. El le-a spus de ce am dat jos, le-a spus că și asta e o nebunie. Și eu zis că trebuie să mă duc la casa de nebuni, că am zis că nu putea Uniunea Sovietică să elibereze Basarabia de sub jugul român, fiindcă aici e teritoriul românesc. Și i-am văzut că au intrat într-un fel de tremurici. Adică, cum ați ajuns în, până acum la universitate să afirmați asemenea lucruri? KGB-ul, până avea eu avocat, era limpede că doreau să mă trimită direct la casa de nebuni. Asta e părerea mea sigură, fiindcă ei de câteva ori mi-au spus că un student sovietic nu poate să afirme că Uniunea Sovietică n-a eliberat Basarabia. Că, cu atât mai mult că ați spus că ăsta nu-i pământ sovietic. Și chestia de astea i-a șocat într-un fel. Eu țin minte că undeva am fost odată dus, de acum cunoșteam, care erau sediile mai aproape de universitate, le cunoșteam. Am fost dus pe strada Bulgară acolo și era un colonel care era responsabil de toată miliția de acolo și el i-a fugărit afară și el o scrie, explică, te rog, în ce familie tu ai crescut? În ce sat tu ai crescut? În ce școală tu ai învățat? Cum tu ai putut atâta timp să înveți la universitate și pe tine nu te-au descoperit? Uite și eu o stată. Pe mine mă e groază acum să-mi dau copilul meu să învețe la universitate dacă asemenea cadre de acolo ies. Verdictul mi s-a dat tocmai în toamnă, deci am avut cam 6 luni. Am fost condamnat la 4 ani de zile, prima instanță, și avocatul a fost la Moscova, el a făcut toată documentația, a fost revizuit procesul și după o reexaminare a dosarului s-au confirmat 3 ani, că era o procedură lungă. A urmat ani de umilință în cariera de piatră a penitenciarului de la Brănești. Din prima zi și până ultima când am ieșit, deci am fost tratat ca un dușman a puterii sovietice. Veneau și se interesau cum merge reeducarea, fiindcă eu eram la reeducare, nu la pur și simplu la o ispășire, cum se zicea, de pedeapsă. Tu refuzi să-i răspunzi, deci era carcera, deci în locurile de detenție exista carcera. Carcera era o chestie groaznică, adică nu-ți dădea nici apă de băut și așa mai departe. Deci erau cei mai buni specialiști din lume pentru a tortura omul, pentru a-l umili și pentru a-i rupi coloana vertebrală. Eu când am fost deja eliberat, m-am dus evident acasă. Mama era un om, cum să zic, deosebit, Dumnezeu să-i odihnească, și ea a venit, a luat o taburetă, s-a așezat lângă mine și a fost, cum să zic, ca o mamă, știi? Bine, așa, bine că ai trecut peste asta, foarte bine că ai trecut peste asta, eu știam că tu ești tare, știi? Nu puteți să te frângă, e bine. Cam asta era mesajul ei și îți dai seama că m-am mângâiat așa și a zis că asta treacă, știi? Adică asta a fost mesajul ei.
Știi că nu este strașnic când te duci în Siberia. Este strașnic când te întorci din Siberia. Eu asta am înțeles-o după buniei mei, știi? Câștigul meu de viață este că după ce ei au încercat să îmi rupă coloana vertebrală, eu nu m-am prăbușit. Fiecare și-o trăie viața cum o consideră de cuvință. Și ei se poartă răspundere pentru viața lor. Eu port răspundere pentru viața mea și mie nu mi-e rușine de viața mea. În 1992, Alecu Reniță a fost ales deputat în primul parlament al Republicii Moldova. A semnat declarația de independență. Alecu Reniță, circumscripția 130. Pentru. Din postura de deputat, a vrut să-și vadă dosarul intentat de securitate. La interpelarea sa oficială, a primit un răspuns formal. Vreau să te întreb impresia, în primul rând, cât adevăr au spus colegii mei în acest filmuleț și câtă ficțiune este acolo. Ceea ce am vorbit eu, e greu să o treci la ficțiune. Dar, clar că a derulat în, cam așa cum ați filmat. Eu nu cred că este ficțiune, este o restituire a unui... Hai zic eu, lucru care s-a produs în 1975, asta a fost când am fost arestat și mai apoi ceea ce a urmat n-am spus în acest film, dar știi cum se zice când au ridicat din arhive manuscrisele lui Creangă, amintiri din copilărie, erau toate... literele deformate, fiindcă el când scria, el plângea. Cam așa e și filmul ăsta, adică este foarte greu să-ți recuperezi o filă din propria ta biografie și să ieși ca un om străin. Eu atâta vreau să spun că aici e mai mult decât viața unui om, aici e destinul unui om, fiindcă lucrurile sunt... În 1975, asta o spun pentru generația tânără, nu știu dacă exista cineva care să creadă că Uniunea Sovietică se va prăbuși. Nu știu dacă existau mulți tineri care credeau că o să vină ziua când noi o să spunem deschis cine suntem noi moldovenii, suntem, ce limbă vorbim. Asta era în 1975 și era... oricât te uitai dincolo de orizont, nu vedeai prăbușirea Uniunii Sovietice. Și de... dacă nu se prăbușea, trebuie să spunem că îți dădeai la cuțit propria carieră, pentru că a urmat foarte multe nevoi în viața ta. Nu te-ai putut reintra la universitate pe care practic o absolvisei. Deci sistemul îți punea o groază de piedici. Da, exact ceea ce spuneau și bunicii mei care au fost duși în Siberia, că n-a fost atât de strașnică Siberia, cât atunci când s-au întors în sat și lumea a început pe dânsi să-i trateze. Și eu am scris în una din cărțile mele, am povestit episodul când bunica, Dumnezeu să o odihnească, spunea: ce au ei cu noi? Ne-au luat tot ce am avut, și casă, și masă, și familie, ne-au dus în Siberia. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am întors înapoi. Acum, ce mai vor de la noi? Asta era bunica mea care am auzit-o. Și exact când te întorci în perioada sovietică, eu am avut colegi, că nu te doare atât de mult, să zic eu, faptul că tu ți-ai asumat o chestiune ca să mergi împotriva sistemului, cât faptul că dacă te vedea că mergeai pe stradă, el trecea partea aceea. Și nu de atâta că n-avea respect pentru tine, dar să nu fie chemat la KGB și să fie întrebat ce ți-a spus acest om care merge împotriva puterii sovietice. Deci acea atmosferă este cumplită, de aceea este cel mai mare câștig care îl are generația tânără, această libertate.
de a afla adevărul, de a spune adevărul și de a lupta pentru adevăr. Haideți să aplaudăm acest destin care a știut să meargă împotriva unui regim. Istoricii, credeți cumva că Alecu Reniță nu a avut un dosar la securitate și răspunsul formal din ultimul cadru acestui filmuleț? Era posibil ca să nu aibă un dosar la securitate? Nu, e posibil. Și anume la securitate, adică nu mi-l la KGB, pentru că acolo eu am să vă spun istoria mea personală, pentru că asta a fost motivația mea principală pentru care am ajuns în Siberia. Eu am fost de 6 ore în Siberia și în Kazahstan. De bună voie, da. Da. Slavă Domnului de bună voie, cum spune. De bună voie și motivația principală, eu am vrut să ajung în Parcium 92, raionul Ciunsk, regiunea Irkutsk. Pentru că satul Parcium e făcut de oameni din Costulene, așa cum foarte multe. Satul Razdolie, spre exemplu, din raionul Armizon-Stiumeni, e făcut de oameni din Peresecina. Iar satul Sosnovka din Ciunsk, raionul Irkutsk, e făcut de oameni de la Mereni. Deci noi am găsit peste 100 de localități. Și făcute de români moldoveni, Ulmu, spre exemplu, satul Ulmu au făcut 3 sate, Capcainsk, Cordonul și Pervomaisk, deci în raionul Vagai. Eu am fost ca și Igor membru a Comisiei Prezidențiale pentru aprecierea, așa cum s-a numit, pentru condamnarea comunismului. Noi atunci am avut acces la foarte multe documente și arhive și apropo legat de trădători și de victime, pentru că dosarul deportaților și celor condamnat conține implicit declarațiile celor care au făcut depoziții împotriva lui și care au fost cei care au trădat și au vorbit, deci, pentru regim în defavoarea inculpatului. Și asta a fost și o mare problemă pentru care accesul la aceste arhive a fost restricționat în 2012. Și eu, spre exemplu, n-am putut găsi dosarul străbunelului meu. Dar cât este de moral și cât este de corect față de noi o societate deschisă în momentul când SISU nu-i dă propriul dosar? Și cu atât mai mult spune că nu există. Este posibil să nu existe? Asta este întrebarea mea. Eu cred că în acest caz și în alte cazuri. Eu mi-amintesc, comisia de care spunea Octavian a avut în componența sa 30 de membri, nu numai istorici, dar și scriitori și așa mai departe. Și era acolo și Vladimir Beșneagă. El a venit chiar în primele zile și a cerut dosarul. A fost decepționat că un asemenea dosar nu există. Deci sunt situații și situații. Nu există sau cineva dorește ca să nu existe? SISU are probleme în sensul, deci, accesul la informații, fără îndoială, dar trebuie să înțelegeți că uneori chiar nu există. Adică eu nu-mi imaginez astăzi să faci o cerere la SIS și să-ți spună că, sau după 2010 în principiu, să faci o cerere la SIS și să-ți spună că nu există, în realitate, existând un dosar. Aici este o problemă, Igor, care... Deci s-au distrus, da. Și, dacă îmi permiți, foarte scurt. Deci, de exemplu, în anii 70 au fost 2 dosare care se numeau românofilii. Românofilii, da? Da. În rusă, românofilă. 2 dosare impresionante de câteva sute de pagini. Da, care cuprindeau probabil 10 sau poate chiar sute de persoane cu, mă rog, o descriere foarte succintă, caracteristică, ce au spus, ce educație au și așa mai departe, care au fost distruse și ni s-a arătat un registru prin care este ștampilat. Deci o parte din dosare, ca și în cazul lui Beșleagă și altora, ele au fost dosare de urmărire și la un moment dat ele se lichidează. Conform unei proceduri? Exact. Dar ar putea exista un document că aceste dosare au fost, dar au fost distruse? Dacă vi s-a dat refuz în ceea ce privește existența unui dosar, ceriți să vi se spună, să vi se dea o copie a registrului prin care acest dosar s-a distrus. O întrebare principială și vreau un răspuns de principiu. Cum credeți, legea lustrației ar trebui să fie votată în Republica Moldova? Și pe urmă deschidem microfoanele pentru public. Vă rog. Eu cred că e un nonsens deja.
Eu vă spun, eu am lucrat în 2014 până în 2018 în Comisia Guvernamentală a Lituaniei pentru condamnarea crimelor KGB-ului. Deci, apropo de discuția care am avut-o de arhive. Deci, lituanienii, ca și letonii și estonienii, deci când a început mișcarea de renaștere națională, ei au creat structuri paramilitare ale fronturilor populare, care au vegheat ieșirile din KGB, deci tot ce era de KGB. Ei au reușit să-și păstreze fondul de documente în baza căreia au făcut legi de lustrație. Polonezii la fel. Deci la noi a fost în primul rând problema faptului că această mișcare de renaștere națională combinată într-un fel cu nomenclatura a făcut ca o parte din documente să fie sustrase, duse la Tiraspol sau la Moscova și au devenit instrumente de șantaj pentru clasa politică, mulți dintre care sunt agenți în continuare și sperindă prin tot spațiul nostru public și politic. Și a doua, că ele au fost distruse în chiar curtea sediului KGB-ului, deci atunci când lucrurile deja nu mai puteau fi controlate. Asta face extrem de complicată o lege a lustrației. Dar noi nu avem nevoie de o lege a lustrației decât din punct de vedere moral. Noi avem nevoie de o funcționare a sistemului de justiție în care oameni corupți care au furat bani și care au exercitat în perioada fie sovietică, dar mai ales post-sovietică, deci să fie condamnați. Noi avem oameni care sunt inculpați pentru trădare de patrie, deci demnitari, inclusiv șefi de stat, care stau cu dosare amânate, deci în sistemul de justiție a Republicii Moldova și care nu sunt condamnați. Deci vă imaginați ce ar însemna niște supoziții bazate pe dosare care nu există, deci eu de la premiza asta pornesc. Deci noi avem nevoie la ora actuală de o simplă funcționare a sistemului justiției pentru ca oameni, ca Voronin, spre exemplu, sau Dodon, deci oameni direct implicați care au luat decizii, să fie condamnați în definitiv pentru lucrurile care nu în perioada sovietică, dar le-au făcut acum în actualitatea noastră. Deci o lege a lustrației nonsens, înțeleg. Da. Ceea ce cred că e necesar să spun, că în 1990 fiind deputat în primul parlament, dacă nu mă înșel, în mai, deja am făcut primul demers pentru dosarul meu și am primit răspuns când a venit Tudor Botnaru, a fost șef a ministerului, dacă nu mă înșel, atunci se chema deja a securității, și el a spus cu text deschis că toți care au ajuns deputați în Parlamentul Sovietului Suprem al Republicii Moldova, toate dosarele lor au fost arse, fie că a fost turnător, fie că a fost anchetat și așa mai departe. Deci ăsta a fost răspunsul din 1990. Am mai făcut un demers spre sfârșitul, când am fost în celălalt parlament, dacă nu mă înșel, prin 99. Răspunsul, la fel, a spus că nu există dosarul dumneavoastră. Și ultimul demers l-am făcut în 2010 sau 2011, era oricum deja după 2009 la sigur, și am primit răspunsul pe care oficial l-am păstrat și l-am de la dânsii, că dumneavoastră nu aveți la serviciu nostru niciun dosar. Din ceea ce mi s-a spus deja prin alte relații, mi s-a spus că într-adevăr în 1990 a fost luate foarte multe dosare de la securitate și duse la Tiraspol, iar altă parte din ele au fost duse la Moscova, cele mai importante pe care puteau fi să le utilizeze pentru șantaj. Șantaj. Deci tentaculele Moscovei mai sunt și acum vii și foarte serioase. Și eu susțin, susțin că ceea ce a fost, da, a fost până în 1991-27 august, dar pentru noi este foarte important lustrația după 27 august 1991 și toți care au făcut parte din rețeaua rusească, aici fie de spionaj, fie de influență în Republica Moldova. Sau care mai fac parte. Și care fac, indiscutabil. Și atunci, dacă această rețea va fi deconspirată, eu cred că Republica Moldova, într-adevăr, o să aibă altă perspectivă decât ceea ce vedem noi în stradă. Eu, apropo, ca să încerc ce spunea Răniță, eu l-am întrebat pe președintele Comisiei din Letonia. Ce le-a venit letonilor în 2014, deja membri ai Uniunii Europene, membri NATO,
să facă o comisie pentru condamnarea crimelor KGB-ului. Și exact lucrul ăsta mi-au spus. Deci în condițiile în care țara devine membru NATO, foarte mulți dintre agenții de influență, oameni publici, rectori de universitate, politicieni cu rădăcini ancorați în perioada sovietică și care brusc au fost reactivați de sistemul de agentură rusească pentru a face prozeletism și mai ales într-o republică ca Letonia, unde procentajul rușilor este extrem de mare. Ei au spus că aceasta atât e pentru memorie, cât și pentru necesitatea de a curăți sistemul politic, deci sistemul public, sistemul educațional, de toate aceste elemente care în perioada sovietică aveau o pondere în luarea acestor decizii. Hai să vedem ce au înțeles într-o temă atât de complicată generația tânără. Văd o domnișoară cu microfonul în mână, te rog. Bună seara. Bună seara. Deci, analizând tot ce ai vizionat și auzit astăzi, apare întrebarea. De ce acum, peste aproximativ 30 de ani de la colapsul comunismului, există persoane care sprijină și apără acel regim? De ce nu au dispărut aceste persoane după atâta informație? Simplu, Republica Moldova este alcătuită din patru categorii de oameni. Primii sunt călăii care ne-au exterminat și ne-au represat timp de 50 de ani. A doua sunt victimele, a treia sunt trădătorii și a patra sunt această masă care a fost expusă regimului comunist. Există foarte mulți oameni în continuare care pornesc de la premiza acestei sindrom de călău și de trădător care de-a lungul timpului s-au reprodus din generație în generație. Există oameni care au trăit în regimul comunist ca niște persoane privilegiate și în continuare își doresc ca acest regim într-o formă sau alta să reapară. Există actori politici importanți care au perpetuat nostalgia, cum ar fi Partidul Comunist sau acum Partidul Socialiștilor, că acum chiar sunt un bloc. Și există ceea ce nu pot scoate din oameni, este tinerețea lor, oameni care au trăit în perioada sovietică cele mai frumoase momente a vieții lor, cânticele sovietice, filmele sovietice, desene animate, Pâinea 20 de copii și multe alte lucruri. Pe un fundal în care Republica Moldova a eșuat ca stat să ofere o perspectivă clară europeană de bunăstare, această imaginară bunăstare sovietică cumva a creat dependență față de care oamenii sunt nostalgici. Dar este una atunci când ai nostalgie față de trecut și alta este când această nostalgie vrei prin vot să o readuci în spațiu politic și public, pentru că asta ne schimbă nouă viața, așa cum s-a întâmplat cu 8 ani de comunism în perioada lui Voronin. Totodată, doar o frază. Nostalgia față de puterea sovietică, perioada comunistă, poate fi și o formă de protest împotriva prezentului. Da. Da? Adică lumea care nu este de acord cu ce se întâmplă acum, și mai protestează este, în felul ăsta. Și mai este o nostalgie transmisă în familie. Deci familia este un factor foarte important. Așa cum memoria românească a interbelicului românesc a trecut de la bunici la cei care i-am cunoscut și au avut experiența românească, la fel părinții și bunei transmit această nostalgie copiilor, pentru că ea este nouă, ea este tânără, că pe alocuri de neexplicat din alte circunstanțe decât din familie. Sunt convins că în momentul când se va tăia firul la toate canalele, mai ales de televiziune, care propagă Uniunea Sovietică, nostalgiile după Uniunea Sovietică, în 2, 3, maximum 5 ani, odată și cu ieșirea de pe scenă a unei generații sovietice, cred că Uniunea Sovietică va fi exact ce m-a întrebat un elev la o întâlnire într-o școală. Ați pomenit de Lenin, cine este el? A fost cea mai mare victorie pe care a realizat-o, cred, independența noastră, în contextul că lumea nu mai știe cine e Lenin și mâine poi mâine o să întrebe, dar vorbiți de Uniunea Sovietică, ce e asta? Deci, cred că ne apropiem de timpurile astea. Întrebări, comentarii. Anastasia Voleanschi este actrița pe care ați văzut-o în reconstituire, a jucat un rol. Cum te-ai simțit în acel rol și ce ai înțeles tu, pentru că este o perioadă absolut necunoscută și pentru tine?
Nu pot să spun că este absolut necunoscută. Bine, n-am trăit în acea perioadă. În schimb, am avut bunicii pe care au trăit în acea perioadă și povestirile bunicii mele despre ororile pe care le-au făcut sovieticii în satul ei natal. Și eu așa, ca fire, în general, sunt așa o fire disidentă, să-i spun, chiar dacă n-am trăit într-o perioadă în care se controla gândirea. M-am simțit în apele mele. Eu cred că dacă aș fi trăit în Uniunea Sovietică, tot aș fi fost acea persoană care s-ar fi supus. Ai fi fost Alecu Reniță în fustă, da? Probabil că da, cu siguranță. Deci m-am simțit foarte bine în rolul Asei și am înțeles-o și aș fi făcut la fel, dacă aș fi eu. Cum își închipui această generație care pentru un singur act că nu a fost de acord cu ceva, a stat 3 ani bătuți pe muchie într-un penitenciar, într-o carieră de piatră. Acum am impresia că lucrurile sunt cu totul altfel, voi spuneți ce vreți, când vreți și cum vreți. Eu nu știu dacă în acea perioadă, adică eu doar presupun, dacă un penitenciar închis era foarte diferit de lumea de afară. Lumea de afară era un penitenciar mare în care îți era frică să spui ceva. Cel puțin cei care erau în penitenciar au spus, au făcut acest pas. Nu știu, eu cred că aveau ușurința sufletului că ei și-au expus părerea, că ei au schimbat ceva sau poate au fost motorul care va schimba ceva în conștiința oamenilor din jurul lor. Haideți să ne întoarcem în tinerețea doamnei Alexandra Badiu, să-i vedem soțul, Vasile Badiu, care înțeleg că a fost expulzat, Igor Cașu, chiar la tine în sat, a fost trimis din Chișinău pentru că nu era de acord cu foarte multe lucruri. Poți să ne spui în linii mari cum a fost lucrul ăsta, cum s-a întâmplat? Deci Vasile Badiu este un caz de represiune din perioada post-stalinistă, o represiune mai blândă, nu se trimiteau oamenii în Siberia, dar se trimiteau în exil intern. Adică erai la Chișinău, avea o slujbă respectoasă, și pentru faptul că încălcai anumite taburi, citeai literatură românească cu caracter istoric mai ales, sau din Eminescu poezii interzise în edițiile din RSSM moldovenească, erai trimis în raion sau în sat. A fost cazul cel mai cunoscut. Deci, dar de ce se întâmplă acest lucru? Ca să comunici cu cât mai puțină lume? Sau... Ca să fie izolat, o strategie de a presa deci persoana dată să devină, spunem așa, disciplinat din punct de vedere ideologic, să nu depășească, să nu recidiveze, se spunea, pentru că, să nu uităm, regimul totalitar înseamnă, în primul rând, o gândire unică, să încerca a impune o gândire unică. Și toți care deviau de la această gândire unică trebuiau să fie pedepsiți. Da, și mai era o chestie foarte importantă, ca aceste personalități să nu devină centru de gravitație pentru mediu, pentru mediul lor, auditoriu, și știu exact, Gheorghe Malarciuc, fugărit la Japca, Dumitru Matkovski a fost o perioadă, l-am cunoscut personal și dacă o să fii un minut o să vorbești de Vasile Badiu, Petru Cărare, dus la Budăi, Telenești, deci ei aveau o teamă că toată lumea asta adunată împreună poate găsi o formă și de organizare și de protest, și lucrul ăsta era important, să-i fugărească prin sate și să-i izoleze ca să nu aibă contact cu Chișinău, inclusiv ceea ce nu se spunea deschis, am trecut și eu prin această fază, exil în provincie. Fac parte din norocoșii care l-am cunoscut în 1985, Vasile Badiu venea destul de des la literatura și arta, aducea materiale, mai mult critică literară. Atunci l-am cunoscut și pe Vasile Coroban, de fapt alt disident. Și Vasile Badiu era un om foarte blajin, foarte cu minte, așa cum l-am cunoscut. Și de fiecare dată ruga să-i citim materialul cap-coadă ca să înțeleagă ce o să scoatem din, eventual dacă intervine o cenzură. Și țin minte, cred că era prin 86-87, când a adus la fel un material, era foarte atent, cred că, în ceea ce prezenta. Materialele sunt o parte publicate în literatura și arta și l-am întrebat, zic,
aici mi se pare că ar fi bine să mai adăugați, la care el foarte cu minte întreba, da, se poate? Adică era încă acel sentiment că totul e interzis și dacă se poate de adăugat, și era foarte bucuros, mai ales după 87, când s-a deschis această posibilitate să spui mult mai mult despre operele care erau practic exilate, dacă nu arestate. Amintirile dumneavoastră, doamna Badiu, ce vă amintiți acum? Mergeam la un spectacol, vineam, culcam copilul și mă așezam la masă și îndicta și dimineața aduceam manuscrisul la redacție. Dacă avea de făcut recenzie la cărți sau altceva, le știa și le scria și iar ceva, nu așa, și iar mai suce. Și o scria și pe ce și o ducea. De fapt, foarte mult lucrat. Sunt absolut convins că oameni asemeni lui Vasile Badiu a apropiat perioada democratică a Republicii Moldova, așa am obținut democrația și libertatea. Concluzia istoricilor, ce au însemnat acești oameni care au mers împotriva sistemului din punct de vedere istoric pentru democrația de astăzi în Republica Moldova? Știți, noi ne axăm pe cazurile de rezonanță, dar de fapt oameni ca Vasile Badiu, ca Aureliu Busuioc, ca Gheorghe Malarciu, ca Mihai Cimpoi, Ion Druță, Petru Carare, deci sunt fața nevăzută acestei rezistențe pentru salvgardarea identității românești. Asta este cel mai important lucru. Bătălia pentru limba și identitatea românească este de fapt ceea ce ne-a adus independența asta și cred eu într-o perioadă cât mai scurtă reunirea cu România. A fost antinostalgia. Trebuie să recunoaștem istoria pentru că partea rea a ei să nu se mai repete.